Ți-ai făcut bagajul, da? Ești pregătită. Părăți vivă, ce faci aici abă cu un demon mov aproape dezbrăcat cu aripi și coarne? Întrebarea mai bună este, ce face un demon gigantic cross în spatele tău? Stai, ce? Bă, ce-i cu ăsta? Mult noroc cu demonul care vrea să-ți fure sufletul, i-am plecat. Bă, stai, bă, nu mă lăsa aici, bă, cu ăsta. A, da, așa e, am uitat. Dacă apăsați acum de 5.000 de ori pe butonașul de like, demonul mare și roșu îl mănâncă pe Mihai și fură sufletul. Bun noroc, pa! Bă, stai, bă, ce? A zis bun noroc, pa! Aulu, stai, am plecat în direcția greșită, stai. Bă, stai, bă, au! Pa, bun noroc! Băiețaș, ia vină cu aici că avem un suflet pe care trebuie să-l mâncăm. Stai, 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 un cărnaț? Vrei doi cărnăciori? Haide că sunt foarte îmbunuite. Bă, răzbiva, ce faci bă aici? Dai cărnați la oaie? Bă, s-am făcut niște cărnați foarte buni. Vrei cumva și tu? Bă, nu vreau, bă, dar ce-i cu oaia asta, om, aici la noi în spate? Oaie om din Minecraft aici la noi în spate. Bă, ce faci cu ea? Avem o misiune foarte importantă și mă bucur că ai venit, pentru că oaia asta trebuie să o ducem la o oaia, este o oaie magică și trebuie să o ducem în locul ei special, la cineva care o ține pe ea. Baby! 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 Alo, baby, unde ești? Acum vine, stai așa că vine acum, uite-o cum vine. Cine uite-o vine, mă? Bă, cine, cum să vin? Vine doamna demon, ia uite-te la ea. Bă, de unde ai găsit-o, mă, și pe asta, mă? Bă, credeam că te-ai lăsat, bă, de iubite și de-astea. Eu nu sunt iubita lui, sunt demonul călăuză. Vezi, e demonul călăuză, bă, m-a lăsat de iubite, e demonul călăuză, ea știe drumul, știe ce trebuie să facem. I-ai spus și lui Mihai despre chestia aia, nu? Nu, chestia aia, nu i-a spus încă, am zis că o să afle singur. Bă, despre ce să-mi zică, mă? Despre nimic, nu-i vorba despre nimic. A furat oaia asta de la demonul șef, care e gigantic și acum vrea să vină să ne omoare pe toți și trebuie să fugim repede de el. Bă, răzice... Ți-am spus, ți-am spus să nu zici. Bă, ce-ai făcut, bă, iar te apuci, bă, să fur chestii de la oameni mai mari? Bă, oprește-te odată. Bă, e o misiune foarte ușoară, e oaia magică, trebuie să o ducem la doamna deținătoare de oi magice și ne dă o recompensă și o să fie foarte ușor, nu-ți face griji. Când a zis foarte ușor, adică cel mai probabil o să aveți șanse să muriți de 100.000 de ori. Eu nu mor că sunt demon și cel mai probabil nici măcar nu o să ajungeți în viață. Dar mă duc să pregătesc drumul ca să mergem. Ups, da, mă duc în piscină. Aici pregătesc eu drumul, fac baie. Bă, uite-te ce face asta, bă, nu putem să avem încredere în ea. Dă-mă oaia înapoi. Bă, da, putem, este, numai cu ajutorul ei știm pe unde trebuie să mergem și nu mai putem să dăm oaia înapoi. Că a zis demonul ăla că o să ne sugă sufletele și o să ne mănânce dacă ne prinde. Și pe oaia asta o să mănânce. Bă, lăsăm oaia aici și plecăm. Uite, mă, vezi că nu vrea, bă, că vorbește cu noi. Exact, spune-i tu, oaie. Bă, nu zice nimic, a zice, bă, nu vorbești, oiasca. Nu vorbește oiasca? Tocmai ce a zis că ești un chenios urât, cu ochii scurși și că ai niște pantaloni pe care zici că ai făcut pișul pe ei. Bă, lasă-mă oaia asta aici, nu te iei tu de mine, mă, oaie. Hai, bă, odată să mergem. Stai, bă, că-i zic să batem palma împreună. Me, me, bă, ce? Me, 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 me. Nu cred că știi cum se bată palma, că e oaie și nu cred că și-a dat seama că încă are picioare și chestii astea, că e nou pentru ea. Cioc, 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 cine mi-a furat oaia? Bă, ăsta-i demonul, bă, uite-te la el cum arată, bă, vrea să vină să ne mănânce. Bă, nu e așa grav, frate, e doar un ochi gigantic cu gurile foarte mare și mulți colți și vrea să ne mănânce. A, da, ai dreptate, e foarte grav, bă, mă panichez. Dă, bă, oaia înapoi. Nu-i nicio oaie aici, nu-i absolut nicio oaie, ajută-mă, bă. Bă, o vede oaia, bă, urcă odată, hai să mergem odată, ia mașina și hai să mergem, hai să plecăm. Haideți repede, că am pregătit mașina repede afară până nu ne mănâncă demonul. Hai să fugim, veniți după mine. Haide, bă, haide, Mihai, haide, 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 dai, dai, bă. Bă, ai uitat oaia. Aule, oaia, stai, oaie. Me, 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 vine acum, bă, i-am spus să vină. Bă, unde fugiți, bă, veniți, bă, încoace. Bă, fugi, bă, că vine ăla după noi. Bagă, bă, oaia asta odată în porbagaj, bă, bagă-o, uite-te aia, bă, bagă, bă, oaia! Ce credeți, băieți, că scăpați de mine? Veniți încoace și dați-i oaia aia înapoi! Bă, răzvi, bă, mișcă-te, bă, mișcă-te odată, bagă oaia, bă, îndeasă! Bă, îndeasă! Gata, unde s-a-t-o, uite, s-a băgat! Așa, gata, gata, am reușit să băgăm! Hai, bă, hai, acum, hai să urcăm! Stai, că nu putem să urcăm așa! Bă, cum adică, bă, nu putem să urcăm așa? Stai așa, cum adică, tu nu i-ai spus încă?
Ce să-mi zică? Păi nu, nu puteam să zic, altfel nu se mai băga cu noi la planul ăsta. Ce, bă? Cineva trebuie să rămână în spate și să fie mâncat de demon ca noi să putem să fugim. Și am zis că tu o să fii, că ești chel și urât. Stai, bă, ce, de ce? Bă, eu sunt doar un copil, mai am școală de făcut, am examenul de dat, mami încă are grijă de mine, nu o să plângă și o să fie supărată dacă plec așa de pe lumea asta. Tu ești un bătrân orfan și n-ai nici măcar părinți. Bă, să rămână demonul ăsta, bă, că el oricum nu moare, el așa a zis, să rămână el să fie mâncat și mergem noi. Păi când a zis Răzbi că ești prost, eu chiar n-am crezut că ești așa prost. Dar trebuie suflete de om, tu ție ți se pare că eu sunt om, uite-te la mine. Da, deci s-a făcut planul, tu rămâi aici în urmă, te mănâncă demonul, iar eu fug cu oaia și fac misiunea. Pa, mult noroc! Bă, stai, bă! Mihai, îmi pare rău, dar nu mi-a plăcut niciodată de tine. Răzbi, vin acum! Bă, nu mă lăsați aici, bă, luați-mă și pe mine, că uite cu loc e! A, da, stai, am uitat. Ce prieten aș fi fost eu dacă plecam așa. Nu uita să apăsați de 5 milioane de ori pe butonul de like dacă vreți să-i sugă sufletul din corp și să mănânce pe Mihai. Pa! Stai, bă, ce? La drum cu Dacia, bă, mergem! Bă, luați-mă și pe mine! Ai cam încurcat-o, ha-ha, ce prieteni ai! Halal, prieten, vino cu acest vino! Rog, nu mă, domnule, putem mă, să fim prieteni foarte buni! Nu vreau! Dacă mă lași să-ți suc sufletul, no, o să fim cei mai buni prieteni! Bă, Răzi, fă ceva cu aia aia, că începe să pută și faci acolo zgomote în spate, o să-și dea așa lumea seama că avem o oaie în spate. Bă, ce faceți, bă, aici, bă, m-ați... Taci, taci, că nu reușesc să-i fac nimic. A, Mihai, ce faci? Bă, m-ați lăsat acolo, bă, să mor, bă, efectiv, și voi stați și vă certați aici în fața mașinii. Mihai, tu cum ai scăpat de acolo? Bă, s-a necat alea din ce sugea sufletul și am plecat. Aoleu, e grav, ți-am spus că poate să se întâmple așa. Bă, nu e bine, bă, de ce n-ai stat să-ți sugă sângele? Pentru că nu vreau să-mi sugă sufletul? Sânge, ce ești? Bă, ți-am spus, bă, că nu trebuia să luăm în echipă, că-l face numai rele. Uite-te, nici măcar să fie mâncat n-a fost în stare. Bă, Mihai, bă, ești mai fraier decât credeam. Bă, tu ești fraiera, bă, că stai cu un copil și te duci și duci o oaie pe muntele Athos. Tu nu știi cât înseamnă oaia aia? Da, Mihai, tu nu știi cât înseamnă oaia aia. Gata, oprește-te. Bă, dacă tu ești aici, înseamnă că și demonul e aici. De ce n-ai putut să stai să te mănânce? Uite de acolo în spatele nostru, vine după noi, repede. Haide în mașină să fugim. Cheliuță, unde crezi că fugi? Am un suflet să-ți sun, vină, bă, încoace, bă. Bă, nu mai stai, bă. Hai, Mihai, repede, urcă în mașină, odată. Hai că vin acum, haide, dai să mergem. Hai, Răzvi, dai repede cu mașina aia. Stai că n-am apucat să bat benzină, trebuie să am grijă pe unde merg, că nu vă peste volan, uite-te și tu. Bă, opa, cum... au, ce s-a întâmplat, bă, stai, ce se întâmplă, de sare mașina așa, cred că am călcat câțiva copii. Bă, stai, trecem prin tufii și acum ce bă, bă, ce faci, bă, vezi că e mașină, bă, ai grijă cum conduci. Stai, bă, că mă descurc, nu-ți faci griji. Bă, stai, e capăt de drum în cealaltă parte. Bă, se termină lumea acolo, bă. Ne întoarcem. Unde ne întoarcem? Că e monstru acolo. Bă, unde ne întoarcem, bă? Că uite, bă, e monstru acolo. Bă, chiar e monstru, bă, stai, nu mai merg frâne. Bă, oprește, bă, bă, mănâncă, bă. Uite de ce ai făcut, Mihai, că abia am scăpat cu viața din toată situația asta. Ai stricat tot planul, e ruinat din cauza ta. Din cauza mea, din cauza voastră a început totul. Taci, nu vreau nici să te mai aud. Acum trebuie să fim atenți la ceas și la minutul 0:52 trebuie să trecem fix atunci prin portalul ăsta. Ai înțeles? Bă, dar ce ceas, bă, că n-are nimeni ceas la mână, numai Răzvi are și are de jucărie. Mihai, trebuie să ai încredere în ea. De ce nu înțelegi că ea e singura care ne poate ajuta? Toate prostiile le spui, haide repede, urcă-te în mașină. Bă, de ce lăsăm, bă, mereu pe copilul ăsta să conducă? Pentru că eu sunt singurul care nu vede deasupra volanului, de aia. Păi și asta nu e de rău? Bă, tu să tași că te-a mâncat un demon, n-ai voie să vorbești. Bă! Și intrăm prin portal acum. Doamne, bă, ce se întâmplă, bă? Bă, gata, am ajuns, unde suntem? Cum să ajungem, bă, Mihai, bă, suntem în iad. Tu nu vezi cum, uite-te cu acolo la blestemat, scheletul ăla cum stă acolo în picioare. Bă, nu este ok. Ce facem aici? Trebuie să începe drumul aici. Și ne vom întâlni pentru prima oară cu sora mea. De aici, drumul meu cu voi se încheie. Eu voi pleca. Și să aveți grijă că o să fie foarte, foarte, foarte greu. A plecat, pa! Bă, dar drumul, bă, ai zis că e aia care ne duce. A, da, am uitat. Acum mă întorc. Păi, misiunea mea a fost să vă duc până aici, până în iad. Iar de aici e drumul foarte ușor. Asta dacă o să supraviețuiți. Prima la stânga, a doua la dreapta, tot înainte, 10 metri, după aia la stânga, în sensul giratoriu la dreapta,
dreapta, dreapta, stânga, 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 dreapta și apoi ați ajuns. Vezi, foarte ușor. Ai reținut, da? Pa, am plecat! Bă, prietena ta tocmai ne-a lăsat mâncare la demoni. Așa a fost înțelegerea, că ea ne-a duce până în iad, că ăla-i cel mai greu drum și de aici o să ne întâlnim cu sora ei și cu cealaltă sora ei și o să ajungem unde trebuie să ducem oaia. Bă, tu încă ai oaia aia în părbagaj? Stai liniștită, draga mea, nu mai e mult timp. Tabu, o ținem acolo că dacă vede ororile astea din iad, poate se sperie și moare. Şi, bă, hai bă odată să mergem. Aoleu, ce se întâmplă? Bă, cine e asta, bă? Nu mergeți nicăieri, pentru că misiunea voastră începe chiar aici. Bă, răzvi, bă, ce n-ai băgat? Bă, nu-ți face griji, că e sora ei, bă. Și dacă e sora ei, o să fie de treabă cu noi. Bă, nu pare prea de treabă. Am o misiune pe care trebuie să vă dau și dacă nu treceți, o să rămâneți blocați aici pentru eternitate și în timp ce o să vă dau cu biciul pe spate și o să vă pun la misiuni extraordinar de groaznice. Îl vedeți pe scheletul ăla de acolo, din depărtare? Da? Cândva era un om și l-am pus să stea acolo până când i-a căzut carne de pe el și pielea și tot și a rămas schelet și încă trebuie să stea acolo pentru că nu a făcut misiunea cum trebuie. Răzvi, acceptă orice consecințe, eu trebuie să plec acasă. Bă, hai bă, că o să fie frumos să se distrăm. Tu auziți că l-a pus pe ăla să stea acolo o eternitate? Tu ești nebun? Ce bă, să ne da, mai distrăm? Bă, da, misiunea noastră e foarte ușoară. Uite, hai de când întrebăm. Pentru unde știi, bă, că e misiunea pentru pe care ne dă ea? Mi-a zis Desdemona înainte. Ți-a zis Desdemona, ți-a zis Desde creierul pe care nu-l ai. Ea e Dardiana și cealaltă era Desdemona, sora ei, și asta e Dardiana, sora ei. Și stai așa că întrebăm acum. O să fie foarte ușoară misiunea asta? E una dintre cele mai grele misiuni de pe planetă. Planeta Iadului. Bă, zici că e cea mai grea misiune. Bă, așa glumește ea, e o glumeață. Haide, spune, Dardiana, spune care e misiunea. Deci, voi trebuie să împrindeți pisica și să ne-o aduceți în viață. Și să aveți grijă să nu o enervați, pentru că dacă o enervați se transformă și vă bate pe toți. Și dacă mi-aduceți pisica în 5 minute, puteți să mergeți mai departe. Dar dacă nu mi-o aduceți, asta înseamnă că veți face genoflexiuni pentru o eternitate. Bă, eu nu pot să fac genoflexiuni pentru o eternitate, eu nu pot să fac nici 10. Bă, e ușor, vezi, și măcar faceți sport dacă nu mergeți planul nostru. Bă, și la ce-ți stă gândul? Haideți, bă, odată deja a început timpul, mai aveți 4 minute cât vă certați acolo. Haide, bă, să mergem! Păi, dar stai că nici nu știu unde să mergem! Unde trebuie să mergem? Să-mi găsiți pisica. Unde e pisica? Sunt pe undeva pe aici, peste tot, trebuie doar să o găsiți. N-avem nicio șansă. Uite-te ce n-ai băgat, bă, copilule! Bă, stai, bă, poate putem să schimbăm misiunea. Cum să vă schimbăm, bă? Dar, Diana, putem să schimbăm, te rog, misiunea? Da, dacă vreți puteți să-l căutați pe bunicul într-unul din morminte, să-l săpați afară și să-mi aduceți scheletul înapoi. Și asta înseamnă că dacă reușiți, puteți treceți mai departe, iar dacă nu reușiți, o să vă scot ochii din cap, o să vă tai picioarele și o să vă dau de mâncare la pisici. Bine, gata, luăm misiunea asta, îmi place, este foarte frumoasă. Bă, dar ce ar fi să nu luăm nicio misiune și să mergem acasă? Nu știu dacă ți-a spus Răzvi sau Desdemona, dar nu mai e cale de întoarcere acum. Dacă vrei să pleci acasă, trebuie să treci pe lângă demonul ăla și să încerci să nu îți tai capul, mâinile și picioarele și să te mănânce. Tu, dacă vrei, poți, mult noroc, e acolo în stânga demonul. Am auzit că cineva vrea să pleci acasă? Sunteți invitați, uite, ușa este chiar aici. Haide! Nu-ți fie frică, vină coace, ușor, ușor. Nu, cred că m-am răzgândit. Nu, vină, vină, haide, haide, nu, că mai suntem vine prieteni. Nu mai vine nimeni, la revedere. De-abia aștept să dăm, să nu, stai mâinile și picioarele, haide. Stai, bună. Așa că nu mai pleacă nimeni, nu mai pleacă nimeni. Sunt eu, Johnny, demonul, dă mâna cu mine, haide. Nu, vreau să dau mâna, nu, e ok, am paraziți. Bine, dar dacă vrei, poți oricând să mă aștepți aici la ușă, ok? Da, am înțeles. Eu te aștept aici dacă vrei să ieși. Am înțeles, mulțumesc, gata, e tot ok. Bă, tu ești nebun, bă, ce ne-ai băgat pentru o oaie? Bă, este o oaie magică, deci merită tot efortul pe care îl facem. Haide să mergem să-l dezgropăm pe bunicu, yeeey! Bă, e... Nu avem cu ce să-l dezgropăm, nu avem... Sapă cu mâinile goale, copilule, joacă-te în țărână, că tu ești copilul, hai! Dar de ce să sap eu cu mâinile goale? Că ai mâini de lopată! Gata, sap cu mâinile de lopată, dar nu vrei să mă ajut și tu? Eu stau și mă uit la tine cu un sap să văd dacă sap bine. Bă, dar nu mai avem mult timp! Dacă nu e ăsta cimitirul, dacă trebuie să mai săpăm încă unul! E vina ta dacă mai trebuie să mai săpăm unul. Bă, până la urmă, asta este! Bă, cred că simt ceva, Mihai, cred că am ajuns!
Îți sap acum! Scoate-l odată! Trag, iese de aici! Uite, hai, trage-l odată! Uite-l, că vine, uite, că vine bunicul! A venit bunicul, uite, am reușit să scoatem pe bunicul! Mamă! Ridică-l acum, haide, bunicule! Salutare, băieți! Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Ce dor mi-a fost de voi? Bă, ăsta chiar e bunicul nostru? Cum adică ți-a fost doar? Bă, dar cum? Era bunicul ei, nu era bunicul nostru? Sau cu e bunicul? Bă, a zis un bătrân și tu i-ai zis bunicul. E bunicul nostru? Poate chiar e bunicul nostru. Bă, nu pare. Bunicule, să știi că mi-a fost foarte dor de tine. Abia așteptam să te întorci, să mai vorbim, să zic despre ce am făcut. Bă, nu sunt bă bunicul vostru, bă, glumeam, făceam și o discuție cu voi. Plecați-mă de aici, că nici nu vă cunosc. A plecat, bă, mă duc la soția mea, că mi-a fost tare dor de ea. Ileano, vin acum! Bă, a fugit scheletul de noi, bă, noi trebuia să-l aducem pe ăla. Nu, am încurcat, a venit Dardiana, ne-a prins aici. No, doamnă Dardiana, vă rog eu frumos, opa! Am auzit cumva că n-ați reușit să faceți misiunea? Ba da, l-am scos din mormânt, exact ce trebuia să facem. E numai vina Achelios-ului Mihai ăsta, l-a pierdut, n-a reușit să fie atent, că nici n-a vrut să sapi și m-am chinuit doar eu să sap singur și să fac toate treburile astea. Dacă vrei să pedepsești pe cineva, pe el trebuie să-l pedepsești. Lăsați-mă în pace pe mine, sunt doar un copil ajutor. Bă, nu mai fugi, bă, Razvi! Nu te aud, ești prea departe de mine, mă, oricând aici și plec. Dacă tu nu vrei să vii, salut, pa, mult noroc! Nu mă lăsa aici! Dar unde e demonul ăla care păzea poarta? În spatele tău, Chiliuță! În spatele tău, Chiliuță, aici e demonul! Da, păi de aici nu stătea la poartă! Ți-am zis că trebuie să facem cunoștință, în sfârșit, haide mai încoace, hai vino încoace! Nu, vreau doar să vă spun că sunteți cel mai tembel demon care a trăit aici! Bă, până la urmă, eu oi fi eu tembel, dar cine-i chelul fraier care o să-și piardă toată eternitatea și viața în cimitirul ăsta? Haide la mine să-ți dau o brățișoară! Vino încoace să-ți dau o brățișoară! Uite, deci ți-am adus oaia așa cum ți-ai dorit. Poftim, acum poți să iei și... Bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, m-ai lăsat acolo singur și tu ce faci? Mihai, ce bine că ai venit, ce dor îmi era de tine, mamă, ce voi faci? Mă mir că ai scăpat cu viață. Am terminat misiunea, uite, vezi, ți-am zis ca să fie misiune ușoară. Am lăsat-o pe oaie și gata. Bă, copilule, bă, ce faci aici, bă? De ce m-ai lăsat să leșin și ce misiune, ce se întâmplă? Păi da, gata, asta a fost, ți-am spus. Dăm oaia și primim niște chestii foarte importante. Am primit toate rățuștele astea, uite-te la ele ce frumoase sunt. O, le dau de mâncare, pentru că de când eram mic îmi doream să-mi fac o fermă de rațe. Uite-te, le dau pepene, le dau pere și uite ce se bucură. Vin toate după mine. Pe ea o să cheme Maricena, pe ea o să cheme George, pe ea el o să-mi cheme Mihai, că e chel ca tine și urât. Și uite câte sunt și ce drăguțe sunt. Rățuștele mele sunt chiar și pui ușor aici. Bă, stați, nu veniți așa aproape de mine. Ajutor, bă, mă mănâncă rațele. Mă mănâncă rațele, ajutor, mă mănâncă rațele. Bă, pentru rațe, bă, am trecut prin atâta iad. Uite de ce drăguțe uite la tine, bă. Cum de nu ți-i dori o rață? Uite-te la ea. Dacă îi dau, o pun direct pe proțapă, iau de gât, o tai și să nu te prind că mănânci rața. Bă, le fac pe toate pe grătar, bă. Pe grătar. Una câte una. Bă, dar voi chiar sunteți foarte fraieri. Voi știți că poate ați terminat misiunea, dar încă n-ați scăpat de demonul care trebuia să-i sugă sufletul lui Mihai. Dar de ce mie? Este chiar acolo, vine să vă mănânce, nu mai aveți mult timp să scăpați. Cheliuță, ce faci, credeai că ai uitat de mine? Vino cu acest, să fim prieteni, haide aproape de mine. Stai! Bă, Razvi, bă! Haideți repede în porbagaj, intrați că nu mai avem mult timp, trebuie să scăpăm de demonul ăla. Bă, tu te înțelegi cel mai bine cu demonii din ceea ce văd, te-ai descurcat foarte bine cu ceilalți. Mult noroc, eu mă duc să-mi fac ferma de rațe, mă găsești tu mai târziu. Bă, ce faci, bă? Bă, oprește-te! Ia-mă și pe mine! Nu mai avem timp și rost de tine! Se pare că au rămas doar noi doi, Chiliuță, hai vină cu acest demon. Haideți, lăsați-mă,